Cum se face că 5 vloggeri din diferite părți ale țării ajung să formeze o trupă? Fac piese care ajung pe locul 1 în trending și ajung să acapareze o audiență imensă formată din copii. Odată cu asta au venit colaborări cu branduri, concerte la arenele romane, iar hype-ul a culminat cu cele două filme Five Gang. Cu toate astea, trupa Five Gang nu a rămas relevantă la nesfârșit, iar între membri au început să apară probleme. Deci cum s-a ajuns în punctul în care oamenii nu au mai fost interesați de Five Gang? Când a început declinul trupei? Dar ajungem și la momentele controversate. Aflați azi toate detaliile. Ce s-a întâmplat cu fiecare membru Five Gang? Unde e Pain? Unde e Vasco? Biful cu Exploit și Shelly? Stați până la sfârșit că trecem prin toate fazele evoluției trupei Five Gang. Și foarte important, like la clip și subscribe la canal. Acum știu că voi lenea să dați pe butonul ăla de subscribe, dar faceți și voi un gest acum, haide! Au venit sărbătorilor, fraților! Fiți mai buni cu multe lume! Mai întâi o să vă reîmprospătez puțin memoria. La început de drum, trupa Five Gang era formată din Shelly, Gami, Diana Condurache, Exploit și Vasco Tătaru. Trebuie să vorbim puțin despre ce făcea fiecare membru pe YouTube înainte ca prima piesă Five Gang să fie lansată. Shelly se făcea cunoscut prin vloguri, challenge-uri, dacă Google ar fi om, fan meeting-uri, Q&A-uri, dar un factor important la el a fost postatul constant. Pe lângă asta, pe vremea aia se punea accent foarte mult pe networking, să colaborezi cu cât mai multă lume relevantă din lumea vloggerilor. Mai mult decât atât, Shelly a mai fost ajutat de factorul cringe, o parte întunecată din cariera lui în care se postase cu MacDiz când erau mai intimi. Relația lor a ajuns atât de departe încât a fost licuită o poză în care Magda avea o parte din Shelly pe față. Mai elegant de atât, n-am cum să o spun. Chiar Shelly a confirmat asta în 2023 după atâta timp. Suntem foarte siguri că ăla nu era bozul tău. Ei, aici băieți vă aflați în eroare. Din păcate sau din fericire, era al meu. Până la formarea trupei Five Gang, Shelly a mai cochetat cu muzica. Chiar dacă nu are voce sau ureche muzicală, o făcea pentru entertainment. Așa a scos Shelly vs Vlad Munteanu, rap battle, sau Shelly diss track Vlad Munteanu, unde Shelly devenea mai penibiluț, numărând bani în fața camerei, stând de mână cu cineva care putea fi mamă și ținând gura întredeschisă, uitându-se urât la cameră. Omul se vedea trepăr, nu știu ce avea. Ne uică totul că și ziua și noaptea. Clipul care strângeau views. Era destul de clar pentru el că audiența lui caută așa ceva. În felul ăsta s-a pavat drumul către decizia de a forma trupa. Dar cu cine? Cu Gami OS, următorul membru. Așa îl știa lumea pe atunci, nu Andrei Gavril. Gami OS era un puș care făcea gaming, Clash Royale, GTA 5, câteodată mai băga vloguri, ba chiar a trebuit să separe puțin vlogurile de gaming, așa că în 2016 și-a deschis un canal doar pentru vloguri, unde își permitea să facă clickbait și thumbnail-uri care să atragă vizionări. Cele mai urmărite clipuri de la Gami OS înainte de perioada Five Gang sunt Gami OS fumează, prima zi de școală. Ce poliția, vrei să provocări nebune, ceva tipic pentru 2017. Avea chiar un Q&A cu Shelly și Exploit. Comunitatea de YouTuberi era strânsă atunci și umblau prin aceleași cercuri, ajungând să fie și prieteni. Diana cât? Diana Condurache, înainte de Five Gang, era o tipă îndrăgostită de Justin Bieber. Hey Justin, I'm Diana from Romania and I wanna wish you happy birthday. I love you. Peace. Justin Bieber, te iubesc. Oh my god! Glumesc, făcea și ea cam tot ce făcea un vlogger în perioada aia. Dar pe ea a boostat-o foarte mult relația cu Alex Alvarez. Dacă ați văzut evoluția lui Alex Alvarez, știți deja despre ce vorbesc. Îmi vizitez iubitul e unul din cele mai populare clipuri de la ea. De reținut că Diana K știa să cânte față de ceilalți membri. Nu are cel mai plăcut timbru, dar avea o idee două despre cum să țină niște note. A încercat să participe la România au talent, dar nu a trecut mai departe. M-am dus doar ca să văd ce zic și experții despre asta. N-a fost bine, n-a fost. Exploit, Exploa, e al doilea membru Five Gang care are niște noțiuni muzicale. Exploa făcea beat-uri, e producător muzical, pasionat în trecut de muzică electronică, dar care s-a înturat în lumea vloggerilor și a ajuns să facă beat-uri pentru rap battle-uri dintre Shelly și Vlad Munteanu. În același timp a fost și o piesă de rezistență la începuturile Five Gang, fiindcă el a produs beat-ul piesei Singuri acasă. La început nu era That Was Quick, era Exploa. Vasco Tătaru făcea parte din Five Gang OG, versiunea originală. Venit din Republica Moldova, s-a înțeles destul de bine cu grupul de vloggeri prezentat mai devreme. Era prieten bun cu Diana Condurache, încât se învârtea o dumă între ei că ar fi fost băgat în friendzone. Unul din cele mai vizionate clipuri de la el din perioada aia e Best Friend Tag cu Diana K. Salutare tuturor, eu sunt Vasco și de data asta sunt aici cu Dia. Astăzi vom face Best Friend Tag. Ok, acum îi avem pe cei 5 membri Five Gang. Cum s-a format trupa? Pentru asta băieții au avut nevoie de un, să-i spunem,
context favorabil. Căciunul Five Gang, cu frații pe track. Noi rupem YouTube-ul, apasă perechea. Ca orice trend care bubuie la noi în țară, are de obicei o altă sursă. Iar pe vremea aia, în 2017, în state era un trend să-ți faci gang, să ai squad-ul tău, să faci piese pe un instrumental trap chiar dacă nu ești trapper, să dai diss-uri la hater imaginari, iar Team 10 cred că e cel mai bun exemplu. This is Team 10, bitch, who the hell I'm sipping you? And you know I kick them out. Gang format din Jake Paul și alți prieteni influenceri. Rețeta a funcționat pentru că la cât de cringe erau, au strâns milioane de views și reacții din toate părțile. Shelly a simțit potențialul, mai ales că în România încă nu exista un astfel de gang. El a spus pe un vlog ulterior că avea o chimie bună cu Dia și Vasco pe cameră, fiind prieteni. Din aceleași cercuri de prieteni s-au alăturat Gami și Andy, aka Exploit. Mai aveau nevoie de un nume, iar cel care a dat numele de Five Gang e chiar Vasco Tătaru. Se pare că Vasco a contribuit mai mult decât credeam la trupă. Astfel, în perioada sărbătorilor de Crăciun din 2017, când toată lumea era în vacanță, pe canalul lui Shelly a apărut prima piesă Five Gang, Singuri Acasă, care a schimbat direcția conținutului pe YouTube. Căciunul Five Gang, cu frații pe track. Noi rupem YouTube-ul, apasă perec. Melodia era pur și simplu inofensivă. Niște vloggeri cântau despre sărbătorile de Crăciun pe un beat trap, iar în intro au samplat viralul moment cu Moș Crăciun și prietenii săi. Moș Crăciun și prietenii săi. Moș Crăciun și prietenii săi. Iar titlul Singuri Acasă e dat în mod evident după filmul Home Alone. Ei au adus în discuție sarmalele, șoriciul, dar și shout-out-uri la brigadă. Bine, au mai fost și alte lucruri memorabile, cum ar fi felul ambigu în care cânta Vasco, de nu înțelegeai nimic, sau gluma cu Vasco în Friendzone și Diana Condurache. Dacă te cheamă Vasco, Dia, o să te bage în Friendzone. Degeaba zice Friendzone Shelly, aberez, Dia mai răzoră, iau pasta Alvarez. Shelly, care turba pe acolo cu limba pe afară, Gami, care începea să-și arate personalitatea de trapper, Gagiceta e finger, Gami OS. Doamne, deci, de ce? De ce are copilul ăsta de 12 ani? Și culmea, partea lui Exploit, care a fost cea mai apreciată pentru că a avut un flow diferit față de ceilalți. Aș să nu uităm de partea asta. Sarmale? Cringe? În versuri observăm o tendință de flex pentru că asta se asculta atunci. Trapul începea să devină mainstream, iar ei se flexau cu lucruri legate de vlogging, gen noi rupem YouTube-ul, apasă pe rec. Noi rupem YouTube-ul, apasă pereche. Mă știi cum filmez și cum montez. Mă știi cum filmez și cum montez. Acum că mă uit în spate, mi se pare puțin lame. Bă, tu știi cum filmez, mă? Bă, dar vrei să știi cum montez? Și-a mai zis ceva Shelly de nu știu cum ne-am observat atunci. Cei cinci care au speriat vestul. Cei cinci care au speriat vestul. Hai bă, șelare, unde a speriat vestul, mă, frate? De fapt, trebuia să-i credem, oamenii au apărut cu glocul pe video. Nu știu ce filme aveau în cap. Singuri Acasă a ajuns locul 1 în trending și a stat acolo pentru 2-3 luni. Iar feedback-ul a fost pozitiv, dar și negativ, pentru că erau oameni care nu îi luau în serios și îi vedeau doar niște puștani pe YouTube, wannabe trapper care spun că o fac pe gagicata poștă. Aici, seria cu greșeli pe care o făceam a apărut la fix pentru segmentul ăla de audiență, pentru că mă luam de stângăciile lor din videoclipuri, versurile penibile și făceam ironii la adresa lor în limita bunului simț, sper. Asta era partea bună în perioada aia, că Five Gang a generat atât de mult content din partea altor creatori de conținut, iar YouTube era mai activ ca niciodată. Și canalele celor 5 au crescut cu zeci de mii de abonați. Mai ales că aveau un plan bine stabilit, să facă cât mai mult content între ei, cu gangul, să întărească ideea că ei sunt un squad. Ei, hey, eu salut, eu sunt... Da, tu ești Shelly. Ei, eu salut, eu sunt Shelly, stai aici cu Five Gang, bine, mai degrabă, pa, trei... Unde ești Dia? Asta a fost prima lor piesă scoasă vreodată. Întrebarea e, care e prima piesă pe care ați auzit-o voi de la Five Gang? Că mulți s-au izbit de Five Gang pe parcurs. Ba de la focuri, ba de la sos. Scrieți în comentarii care a fost prima piesă pe care ați auzit-o de la Five Gang. Următoarea piesă Five Gang a venit cam târziu, la 4 luni distanță, în aprilie. Asta nu înseamnă că dispăruse hype-ul Five Gang. Din contră, lumea chiar aștepta să vadă cu ce invenție mai vin ăștia. Iar următoarea mișcare a fost una destul de bună acum că mă uit în trecut. A doua piesă este DM, în colaborare cu Lino Golden. Gagica, tai la mine în DM. Îmi trimite poze fără sudien.
Pe această melodie, trupa 5 Gang e incompletă. Aici cântă Shelly, Gummy și Exploit. Iar mișcarea bună de care vă ziceam mai devreme e chiar aducerea lui Lino pe piesă. Atunci Lino a rupt cu melodia Panamera, cu câteva luni înainte. Lino Golden pe vremea aia era asociat cu fenomenul trap, un trap mai cu minte cât să ajungă și comercial, ascultat pe radio. Iar ăștia din 5 Gang, colaborând cu Lino, un alt artist care făcea numere mari, au reușit să aducă iar ascultător pe noua piesă. DM a ajuns și ea locul 1 în trending. Gagiga, tai la mine în DM. Îmi trimite poze fără sudien. Explicația pentru absența Dianei și a lui Vasco Tătaru ar fi fost că nu se potriveau cu tematica versurilor. Aducând un trapper pe piesă, acum băieții cântau mai mult despre gagici. Hai că-l înțeleg pe Lino, dar cei trei din 5 Gang deja deveneau îndrăzneți cu publicul lor de copii. Pasa Shelly gagica la Gummy. Tu nu prea ești genul meu, no. Da, poate se bagă Gummy. Da, frate, mă bag, stai niște. Și Gummy ce face? Dă și pleacă, auziți voi. Nu stau la discuții, dau și plec. Dau și plec. Sunt prea amuzante versurile astea, n-aveai cum să le iei în serios. Asta se întâmpla în aprilie 2018. În următoarea lună, în mai, apare un nou anunț în cadrul trupei. Shelly anunță înlocuirea lui Vasco Tătaru. Eu sunt Shelly și probabil vă gândiți dacă titlul e clickbait sau nu în momentul ăsta. Să știți că nu e clickbait în totalitate, în sensul în care 5 Gang nu se destramă ca brigadă, dar am înlocuit un membru cu al meu. Acesta este înlocuit cu Pain, gamer și vlogger în acel moment cu două canale de YouTube. 400.000 de abonați, respectiv 100.000 de abonați pe celălalt. Din spusele lui Shelly, schimbarea vine deoarece Vasco nu a mai fost destul de activ în social media și nu s-a mai implicat în proiect, astfel a fost nevoie de înlocuirea acestuia. Totuși, din decembrie erau deja 5 luni de absență. Vasco a postat un episod în care recunoaște că a ținut proiectul 5 Gang pe loc și înțelege decizia lui Shelly de a-l înlocui. Hai să vorbim acum despre 5 Gang. Deci, în perioada în care a trebuit să mă mut, eu și gangul ne-am cam îndepărtat. Au mai fost o grămadă de filmări la care am mers destul de rar sau... deloc? Bun, acum 5 Gang avea o altă formulă. Era timpul ca lumea să-l cunoască pe Pain. Itamio, închetore. Nu, nu acest Pain. Unde să dea o veste atât de mare dacă nu la prietenul lor cel mai bun, Măruță. Omul care i-a luat la mișto timp de 14 minute. Franchieri Exploit, mastermind-ul din spatele pieselor 5 Gang. El face beat-urile și se ocupă de producție. Observ că toți aveți aceeași freză. Ia ziceți, mă, băie, cum e internetul? Tu ai 15 ani, Gami? Da. Ai venit cu părinții azi la emisiune? Nu. O să te întreb, tu ești student la? La profilul media digitală. Dacă ar fi să fie o pedeapsă, ar fi să-ți ia cineva calculatorul să nu ai acces la internet. De la Pain n-am aflat cine știe ce atunci. Vă dați seama, omul era timorat. Să ajungi de la Minecraft în dormitor pe canapeaua lui Măruță e cam stresant. Dar era ok, fanii 5 Gang aveau destul timp să-l cunoască pe Pain sau să-l asculte cum cântă. Pentru că în luna iulie din 2018, 5 Gang a lansat Focuri. Hai pe step să facem focuri. Bagă cu unul în topuri. Bagă banii, sare contul. Piesa a spart încă o dată toate recordurile precedente. Și ca număr de vizualizări, dar și ca impact asupra YouTube-ului românesc din vara anului 2018. Vara aia a fost una din cele mai productive și cele mai bune perioade pentru trupă. S-a creat content în jurul 5 Gang-ului de milioane de vizualizări și like-uri, clipuri de reacție, greșeli în piesă, behind the scenes și multe altele. Venirea lui Pain a făcut doar ca piesa să urce și mai repede în trending, Pain având deja o comunitate, iar restul persoanelor dorind să-l vadă pe acesta în noua formulă 5 Gang. Piesa a atras de asemenea o expunere și în mediul TV, trupa 5 Gang fiind invitată la Neața cu Răzvan și Dani. Scuze că business foarte... Eu încă transpir puțin că am gătat live, încă nu cer scuze. Mii de scuze! De menționat că pe piesa asta au mai avut loc câteva schimbări. A fost prima melodie produsă de Quick, iar prezența lui s-a făcut simțită și la capitolul flow-uri, Quick dându-le indicații cu linii melodice atunci când a fost nevoie. Fără stres. Fără stres. Fără stres. Fără stres. Exploit a produs piesele de dinainte. Era ok, dar vechimea lui Quick în industrie s-a văzut și a demonstrat că pe un singur beat poate fi destul de versatil, schimbând părți din instrumental în funcție de membrul care cânta. Refrenul de pe Focuri era relatable. Hai pe Snap să facem focuri. Hai pe Snap să facem focuri. Bagă cu unul în topuri. Toată lumea făcea focuri atunci pe Snapchat. Au fost și alți factori care au atras views la piesă. Se aruncau niște dis-uri Gummy lui Regent MMM, iar exploitul lui Răzvan Gogan, pentru că nu i-a dat banii pe un beat. Faza asta a ajuns un inside joke pentru fanii trupei 5 Gang și comentau peste tot unde-s banii pe beat. Unde-s banii pe beat, Răzvan Gogan? În restul avem pe Diana care făcea sunete de curcan, de aici și duma cu Diana Curcănache. Mamă, ce vremuri, ia uite-l și pe Zbâr cum se străduia să facă dansul ăla.
Georgescu. Și Georgescu a fost acolo. Să nu uităm de easter egg-uri. Shelly îmi plasa easter egg-uri prin videoclip, ironizând faptul că prea mă uitam atent să găsesc greșeli. Dar ăsta a devenit un lucru catchy, făcându-i și pe viewer să fie atenți la easter egg-uri sau să mă invoce în comentarii. În paralel cu proiectul 5Gang, fiecare vlogger din trupă își vedea de canalul lui în continuare. Adică nu postau numai content 5Gang related. De exemplu, Shelly mai avea o serie de rap battle. După ce s-a mai calmat perioada cu focuri, a apărut Shelly vs Gami rap battle, din care aflăm în premieră că Shelly este cel care îi scrie versurile lui Gami. Partea din focul ți-am scris-o eu, cea din DM ce să vezi tot eu, treceți cu mine pe canalul meu. Pe 10 noiembrie este lansată melodia Mod Avion, prima piesă 5Gang pe un stil muzical puțin mai diferit față de ce făcuseră ei până atunci. Piesa a venit cu un vibe mult mai chill, cu versuri nu doar despre flex cu bani, și cu un videoclip muzical filmat într-un avion, ceva nou pentru trupă. Piesa nu a avut impact atât de mare pentru că după câteva zile de la lansare a fost ștearsă printr-un strike de la un canal care avea o piesă cu același nume. Această problemă a durat 2 zile, după care piesa a fost iar disponibilă pe YouTube și pe locul 1 în trending, dar nu a avut același impact ca restul pieselor 5Gang. I s-a tăiat foarte mult din elan cu strike-ul ăla. Shelly a fost atât de supărat și nervos încât s-a filmat plângând. Indiferent cum ți se pare ție chestia aia, nu poți să vii și să îți bagi picioare în ea efectiv. Pe mod avion, îți dau ocupat, nu răspund la telefon. Dintre toate melodiile de la 5Gang, asta mi-a plăcut cel mai mult, dar părerile diferă. Acum scrieți care credeți voi că e cea mai reușită piesă de la 5Gang, indiferent de numerele pe care le-a făcut. După o lună de la lansarea piesei Mod Avion, 5Gang revine în forță în iarna anului 2018. Băieții și Diana împlinind un an de la lansarea primei lor piese, așa că au zis să sărbătorească în mare stil, cu o piesă nouă, 5Gang Sos. Sos! În cantități industriale, boss! Femeia ta îmi dă târcoare. Este cea mai bună piesă trupei 5Gang din punct de vedere al vizualizărilor și al numărului de like-uri. Este piesa care a avut cel mai mare impact asupra conținutului media din acea perioadă. Este și cea mai populară piesă de la ei, iar time frame-ul a fost de partea lor, vacanța de iarnă. Toată lumea e acasă și stă pe internet, consumă conținut. 5Gang devenea trademark, iar prin melodia nouă au pus monopol pe cuvântul sos. Toată lumea asocia cuvântul cu refrenul cântat de Shelly, cu râurile și lăurile lipsă. Aduc zahăr cu busare, eu și echipa mea am ieșit la vânătoare. Odată cu videoclipul au lansat merch, hanoracul sos. Așadar 5Gang aveau și shop. Chiar dacă la o primă vedere erau niște piese cringe pentru copii, membrii trupei făceau demersuri pentru a transforma 5Gang într-o mașinărie de făcut bani. Planul începea să meargă. La finalul anului 2018 apare canalul de YouTube oficial al trupei 5Gang. Aici nu sunt sigur dacă mi-amintesc bine, dar parcă canalul lui Shelly de gaming, pe care nu mai postase de ani buni, a fost transformat în canalul 5Gang. Pe canalul ăsta se postau teasere pentru noile piese, încât se ajunsese într-un punct în care piesa era pe locul 1 în trending, iar teaserul era pe locul 2 sau ceva de genul. Anul 2019 este poate cel mai bun an, dar și cel mai prost an pentru 5Gang. Dar hai să începem cu lucrurile bune. 5Gang anunță un concert la Arenele Romane pe 1 iunie, chiar de ziua copilului. Concertul a fost sold out, requestul fiind atât de mare încât au fost nevoiți să susțină 2 concerte unul după altul. Au mai băgat un concert în aceeași zi. Biletele la al doilea concert s-au vândut în procent de 50% în doar 7 zile de la anunțarea acestuia. Până la concertul de la Arenele Romane au mai avut unul memorabil, cel de la Timișoara, de unde au luat secvențe pentru următoarea lor melodie, 5Gang Story, apărut pe 1 martie 2019. Melodia e despre altă referință populară, story-urile. Au trecut de la Snapchat la Instagram. Pe materialul ăsta, cei din 5Gang sunt mai potoliți, nu mai aruncă cu dume de alea perverse despre gagică-ta. Dintr-un motiv foarte simplu. Pe clipul ăsta au colaborat cu Coca-Cola. Și vă dați seama că nu puteau să zică orice tâmpenie pe versuri. Colaborarea cu Coca-Cola nu făcea decât să confirme că 5Gang începea să producă sume mari. Iar pe partea lui Exploit au încheiat frumos gluma cu banii pe beat, spunând asta. Persona Coca-Cola și-au adus banii pe beat. Bineînțeles că la nivelul la care au ajuns aparținea unui label, Global. Era și normal din moment ce nu aveau cum să le facă ei 5 pe toate. Aveau nevoie de manageri, booking agent, avocați și alte lucruri. Piesa care a urmat a venit însoțită de un beef destul de mare. E vorba despre piesa Scuze, în jurul căreia s-a iscat un scandal cu Abi Talent. De ceva timp, Abi își făcuse un obicei din a trola membrii 5Gang, în special pe Diana Condurache și Shelly. Iar beef-ul a devenit serios pentru Abi atunci când a aflat că 5Gang urma să scoată piesa Scuze, Abi susținând că el deja avea o piesă cu titlul ăsta. Shelly a venit ulterior cu un mic răspuns către Abi, arătând că piesa lor cu numele Scuze era în lucru de mai demult timp decât cea lui Abi, și puncta că mai mult vrea să-l troleze și să-l denigreze. Acest conflict nu a făcut decât ca cele două piese, Scuze de la Abi și Scuze de la 5Gang, să aibă mai multe vizionări și mai mult exposure
posibilă din cauza bifului. Iar după cum v-am arătat în evoluția lui Alex Alvarez, în videoclipul oficial de la piesa lui Abby, Shelly și Diana arătau așa. Diana Cal? Și fac clasei. Shay? Asta nu era tot. În timp ce discursul lui Abby răspândea ideea că unii vloggeri nu sunt ceea ce par și că sunt falși, pe net apăreau niște videoclipuri cu Shelly, niște ipostaze proaste rău pentru brandul lui. Aici a fost momentul în care s-a licuit cunoscutul clip cu Shelly când plângea și zicea că vrea să moară. Vreau să mor. Mai suport. Nu! Oricâte probleme ai avea, nu vine să te omori ca țara. Sunt atâtea carusele, sunt atâtea... Pepe, struguri, spicură, mașinării care s-a făcut pe butoane, psycho, maico. Nici până în momentul ăsta n-am aflat de ce plângea. Avea legătură cu perioada cu Magda, avea legătură cu Five Gang, habar n-am. Au dăunat imaginii Five Gang și a lui Shelly. Odată cu piesa Scuze, Five Gang au lansat merch-ul lor personalizat, având câte o colecție pentru fiecare piesă scoasă. Merch-ul constă în tricouri, hanorace, pantaloni, geci, dar și rechizite școlare. După concertul de la Arenele Romane a urmat o vară full de content pentru Five Gang. Un moment iconic de la concertele Five Gang e ăsta în care Gami aproape lua la bătaie un puș de 11 ani pentru că ar fi aruncat cu o sticlă în el. Și n-aveau cum să lase vara aia din 2019 fără o piesă. Așa că au lansat piesa VIP. Mă știi după mers, cobor dintr-un merț, cel mai mare VIP, mă vezi cum strălucesc. Pentru melodia asta s-a închiriat un mansion gigant, iar Five Gang parcă se întorceau la originele de wannabe trapper. Au adus Gagici, brigada lor, grupul lor de prieteni, Shelly cu versurile penibile în care ne zicea pentru a 10-a oară că o duce la hotel. Și să nu uităm de Gami, dădea și el acolo. Tu o sunai, Gami 8. Vă dați seama că videoclipul e atât de vechi încât pe atunci era un flex să aibă bifă pe Instagram? Acum doar o cumperi. Bifă pe Insta. Diana Condurache era doar fata cu tricou cu sos. Sunt fata cu tricou cu sos. Payne făcea ce a făcut în orice videoclip, adică era urcat pe ceva. Iar Exploit și-a pus Famous Dex-ul în cap și se flexa cu bitcoins. Acum că mă gândesc, bă, dacă Exploit avea bitcoins acasă pe card înainte să bubuie bitcoinul, oare acum e milionar? După succesul piesei VIP, cei din Five Gang continuă să posteze conținut pe toată durata verii, ca mai apoi la final de sezon să vină cu un anunț și un videoclip care avea să șocheze pe toată lumea. Exploit iese din Five Gang, iar membrii Five Gang s-au așezat pe o canapea, au dat drumul la cameră și au postat clipul Adevărul despre ieșirea lui Exploit din Five Gang. A venit din păcate momentul ca Five Gang și Exploit să se despartă și să meargă pe drumuri diferite. În realitate, la această ruptură a contribuit și piesa Leila, o melodie pe care cânta Exploit alături de alți trapperi newcomers din perioada aia. Leila, Leila. În versurile lor se regăseau subiecte ca fumatul, drogurile, alcoolul, lucruri pe care Five Gang nu le promova în mod direct și nu le accepta. Iar Exploit a și zis un cuvânt obraznic, năstrușnic aș putea spune. Vlogul de despărțire părea că a fost încheiat pe o notă pozitivă, s-au îmbrățișat și cam atât, dar se vedea că Exploit era tăcut și nu prea a zis mare lucru. Peste câteva zile de la postarea videoclipului cu ieșirea acestuia din Five Gang, Exploit scoate piesa Cenzurat. Vreau să fiu real, nu cenzurat sau cumpărat. Chiar și mort rămân pe veci, nu pot fi lăturat. O melodie cu un vibe trist în care ne arată punctul lui de vedere în legătură cu separarea. Considera că a fost cenzurat, lumea se schimbă pentru bani și referințe la prieteni falși. Banii nu s-al dracului, arată cine ești de fapt. Odată cu Exploit a plecat și Cafea Albă, un om de bază în proiectul Five Gang și prieten bun cu membrii trupei, în special cu Exploit. Cafea Albă era un vlogger care se axa la timpul ăla pe filmat videoclipuri muzicale. Exploit și cu Cafea Albă împărțeau aceleași păreri în legătură cu Shelly. Chiar următoarele clipuri scoase de Exploit erau filmate cu Cafea. În acest moment, fanii tindeau să-i dea credibilitate lui Exploit, mai ales după clipul lui Shelly în care se vedea că vibe-ul este unul ciudat. Revenind, nu toți dintre ei au vorbit. Per total, acel clip a fost făcut pe grabă, doar ca să anunțe ieșirea lui Exploit, să fie ca un update, deoarece ei deja aveau un membru înlocuitor pentru Exploit, acest membru fiind Mădălin Șerban. Așa că nu veni să pleci.
fanii au fost împărțiți, fiecare tabăr având propriul fanbase cu susținători. Fanbase-ul lui Exploit susținea că Shell e vinovat pentru ieșirea acestuia din Five Gang și că el este personajul negativ care se gândește doar la bani. Pe cealaltă parte, fanii lui Shelly au înțeles argumentele spuse de Shelly și erau în concordanță cu părerea asta că Five Gang și Exploit s-au îndepărtat în timp și că acesta nu mai putea fi membru Five Gang dacă ei nu se mai înțelegeau. La câteva săptămâni după piesa cenzurată a lui Exploit, acesta s-a înturat cu Abby, făcând un troll direcționat către Five Gang. Cei doi s-au afișat împreună pe story-uri și în postări pe Instagram. Al meu? Toate că era haos în jurul trupei, de câteva luni, cei din Five Gang lucrau la un proiect nou. De data asta, un film. Five Gang, un alt fel de Crăciun. Ok, dar cum rămâne cu Mădălin, noul membru? Era timpul să-și arate skill-urile. Și a avut șansa să facă asta chiar pe următoarea melodie, scoasă pe 19 octombrie. Tank! Tank! Sunt ca un tank! Nu mă dobor, băiatul e blindat! Tank venea chiar după aparițiile și afirmațiile făcute de Exploit împreună cu Abby. Astfel, ăștia din Five Gang dădeau un diss cu versuri precum nu scuipa unde ai mâncat, nu uita de unde ai plecat, puțini au rămas, mulți au plecat. Nu scuipa unde ai mâncat, nu uita de unde ai plecat, puțini au rămas, mulți au plecat. Sau asta. Ce să vezi? Nu mai am șerpi în jurul meu. Toate snickdiss-urile erau acompaniate de gestul cu degetul la obraz, acuzându-l pe Exploit că n-are obraz pentru că s-a înturat cu Abby. Iar băieții din cealaltă tabără nu au lăsat treaba nerezolvată. La o lună distanță, în timp ce trupa Five Gang scotea trailerul la filmul Five Gang, pe canalul lui Exploit apărea piesa Șarpe, în colaborare cu Abby. Un diss pentru Shelly și Five Gang. Tot ce ai e pe jumate, chiar și pielea ta de șarpe. Aici Exploit a aruncat cu dis-uri în direcția lui Shelly. La început auzeam un așa îți iei bătaie, continuând să-i spună lui Shelly că are piele de șarpe și că e avar. Abby Talent intră mai tare în ei și le spune că sunt 5 gândaci. Cântă despre întâlnirea lui cu Shelly, cum că era să ajungă în spital. Când am văzut era să ajungi în spital. Se ia de faptul că nu știe să se îmbrace și face referire la piesa Tank. Spunea că degeaba are un tank dacă n-are tupeu să tragă. Ai un tank, dar n-ai tupeu să tragi. Degeaba ai haine scumpe dacă nu știi să te îmbraci. Că veni vorba de Shelly, cred că ați observat și voi cum încearcă el de câteva luni de când am apărut eu să fie și el băiat rău. Să vorbească ca mine, nu mai de-astea. Vrei să te mint, să moară băieții mei? Nu vrem să ne minți, Shelly, arată-ne-i cum ești tu, adevărat. Shelly nu a stat fără vreo reacție și în câteva zile apare răspunsul lui. De data asta într-un video de 30 de minute în care explică din perspectiva lui cum stăteau lucrurile. Cine are dreptate și cine nu, cine e vinovat și cine nu. Videoclipul lui Shelly ajunge viral, mai ales că acest conflict încă era în desfășurare. Toată comunitatea era cu ochii pe această ceartă și o bună parte din fanii dădeau dreptate lui Shelly. Acesta venind chiar cu o poză în care contrazicea versul lui Abby în legătură cu întâlnirea lor. Când ne-am văzut noi, eu eram la Sheraton și ai venit la mine să o dăm la pace, te-am scos la sushi, am dat mâna, avem și o poză împreună. Înainte de lansarea filmului, cu câteva zile, Five Gang a păstrat tradiția. Băieții au scos o piesă de Crăciun care să boosteze și mai mult filmul. Piesa despre care vorbesc e Hocus Pocus. Hocus Pocus apar banii, cinstere ca sultanii. Succesul filmului Five Gang a fost mare. Au vândut 10.000 de bilete înainte de lansare. Dacă stai să te gândești, e interesant cum de la o trupă formată din 5 adolescenți au ajuns să aibă propriul lor film. Filmul a avut cele mai mari încasări din România în ultimii 30 de ani, depășind O Ramona, la momentul respectiv. Totuși, nu înseamnă că era un film bun, s-a mai spus chestia asta, era ca un vlog mai lung, unde copiii își puteau vedea creatorii de conținut preferați în vacanța de Crăciun. Era ceva nou pentru ei. După perioada cu filmul Five Gang care venise la pachet cu biful cu Exploit și Abby, lucrurile au început să se clatine în trupa Five Gang. Nu mă refer la relația dintre membrii de data asta. Pur și simplu, această trupă făcuse cam tot ce se putea. Ajunseseră la un burnout. De-aia și ideile următoarelor melodii erau atât de banale și de multe ori lipsite de sens. De aici și rezultatele din ce în ce mai slabe la capitolul vizualizării. Relevanța lor în online începea să se ducă. Acum serios, John Cena... John Cena, John Cena, nu stau la discuții, îți dau sin din prima. Asta mai e cum e, da? Coco, Forțini. Coco, fac eu, fac Coco. Sunt prea forță, Forțini, eu dau toată noaptea, o iau la zna vecinii.
De ce ai face piese cu titlurile astea? Iar noile melodii abia treceau de 15 milioane, de 10 milioane de vizualizări. Fanii nu mai erau interesați să-i audă cum repetă că sunt numărul 1 și cum Shelly o gherțoiește pe Gagigata. Femeia ta îmi dă târcoare. Cred că și pandemia a contribuit la căderea Five Gang. Lumea deja începea să consume altfel de conținut, cum ar fi podcasturi. Tot atunci s-a dezvoltat industria de manele. De-aia multe locuri din trending erau ocupate de manele. Din punctul ăsta încolo, Five Gang ca trupă nu a mai fost atât de activă, deoarece membrii se axau pe partea personală a fiecăruia, mergând pe propriul drum. Totuși, în vara anului 2021, aceștia au scos ultima lor piesă oficială ca trupă. Melodia a fost făcută în colaborare cu Dorian Popa, se numește Porsche. Nici măcar faptul că au adus un creator mare de conținut nu i-a ajutat pe cei din Five Gang să revină în topuri și să depășească numerele pe care le făceau la Focuri și Sos. Un alt factor care a contribuit la decăderea Five Gang, deciziile erau de multe ori unidirecționale. Chiar dacă în Five Gang erau mulți membri, s-o spunem pe aia dreaptă, Five Gang era al lui Shelly și s-a asigurat ca lumea să știe acest lucru. De-aia piesele au fost puse numai la el pe canal, versurile, ideile și titlurile la piese erau date de el în mare parte a timpului. Majoritatea refrenelor sunt cântate de Shelly, plus că încerca să obțină cât mai mult screen time pe videoclipurile de la piese, adică se băga foarte mult să apară în cât mai multe cadre și atunci când nu cânta. Nu vă imaginați că ceilalți membri erau nefericiți din cauza asta. Din contră, câștigau bine, dar ideile limitate ale lui Shelly au adus cu timpul la o plafonare. În toamna anului 2021, Five Gang anunță despărțirea trupei, ultimul lor concert fiind pe 19 septembrie 2021 la Romexpo. Acolo aceștia au anunțat că ultimul lor proiect împreună va fi filmul Tabăra, al doilea film marca Five Gang. Și asta, la fel ca și mine, crede că se întâmplă ceva mega dubios aici. Nu știu cine aia, dar nu e gacică mea. Oamenii din trupă au căzut de comun acord că ar trebui să oprească proiectul aici, pentru că fiecare voia să se dezvolte personal, pe motiv că nu se mai regăseau în acest proiect. Clasic, dar bineînțeles în spate era și motivul financiar, Five Gang nu mai producea numerele de altă dată, nici banii de altă dată. Deși Shelly spune că a oprit proiectul cât încă mergea, cât încă era sus, numerele de la ultimele piese spun altceva. Experimentul muzical Five Gang murise după filmul Un altfel de Crăciun. Nu mai puteau surprinde cu nimic, Five Gang a luat sfârșit. Ultimul lor proiect împreună a fost Tabăra, al doilea film, lansat pe 23 decembrie 2021 în toate cinematografele din țară. Succesul filmului a fost mare la capitolul bilete, dar calitativ filmul era ca orice alt film făcut de influenceri. Un trend care a continuat cu Romina VTM, haita de acțiune, team building și Miami Beach. Ne-au crescut urmăritorii, Five Gang Gang, suntem următorii. Pain a avut niște probleme de sănătate, a fost absent de pe YouTube o perioadă, dar a revenit pe YouTube pe canalul lui secundar Painuțu, unde postează reacții și gaming. Bine v-am regăsit la o nouă reacție. Astăzi o să reacționăm la un vlog foarte cringe. What? A distrus ursul mașina. Mădălin Șerban e singurul care mai scoate piese din când în când, dar în principal postează clipuri de reacție, colaborări cu iubita, dar și cu alte persoane publice. Salutare dragilor, ce faceți, cum sunteți? Oh my god, nu! Diana Condurache nu a mai postat pe YouTube de un an, deci cam atât cu diamantele ei. În schimb e foarte activă pe TikTok, unde postează clipuri cu noul ei iubit care dă cu pumnul în aparat. Ești romantic sau nu? Ce zici? Cringe? Cam e foarte activ pe YouTube, a preluat stilul de videoclipuri de la Sidemen, vloguri, colaborări multe și a rămas acolo la suprafață pe YouTube. Bine v-am găsit la ce preferi dintre doi. Ce preferi dintre? Să ai un tatuaj pe față sau să ai părul roz toată viața? Exploit dispăruse de pe internet, își vedea de viața lui, dar a reapărut acum 3 luni pe canalul de beaturi, un clip în care ne arată cum face piese cu inteligența artificială. Chiar și Shelly s-a menținut la suprafață. Se vede că după perioada cu Five Gang-ul s-a zbătut să meargă într-o direcție cu conținutul. Ba țipă la cameră ca Mr. Beast, ba încearcă să mai discute despre un subiect serios sau un scandal cu televiziunea. Salut, eu sunt Shelly! Behind me is one person from every country on earth! Mai multe detalii în evoluția lui Shelly, clip separat, dar ușor, ușor și-a găsit niște nișe pe care să activeze. Însă, din păcate, de la Five Gang încoace nu a mai putut scoate aceleași numere. Și nici nu cred că e posibil. Five Gang era un proiect interesant, dar care era menit să clacheze la un moment dat. Ăsta a fost cursul normal al lucrurilor. Asta a fost evoluția trupei Five Gang, o parte interesantă din istoria YouTube-ului românesc. O să pun un poll pe Instagram în care puteți vota următorul episod. Evoluția lui Ilias Vlogs, de la cel mai iubit vlogger la cel mai controversat, sau evoluția lui Smenta? Vă aștept pe Instagram.